Da, deci aș vrea să rog ca toți să deconecteze microfoanele ca să nu fie fonul acesta. Și atunci când cineva va dori să intervină cu vreo un comentariu sau întrebare, atunci poate să conecteze de mijlocit sau să ridice mâna și atunci colegul va conecta microfonul dumneavoastră. Deci putem să începem. Pentru început, aș vrea să aduc la cunoștință, pe scurt, ce am reușit, ce ne-am propus și ce am reușit să implementăm în aceste 100 de zile. Deci, în premieră a fost aprobată majorarea fondului de subvenționare a fost aprobată majorarea fondului de subvenționare în agricultură cu 435 milioane de lei. Deci Agenția pentru Intervenție și Plăți este instrumentul principal pentru implementarea politicilor în agricultură și negătând că solicitarea este mult mai mare, este un rezultat foarte bun. Ceea ce ne va ajuta nemijlocit la dezvoltarea sectorului, îmbunătățirea competitivității și nemijlocit implementarea politicilor Ministerului Agriculturii în teritoriu. Direcțiile agricole sunt mesagerii Ministerului Agriculturii în teritoriu și am vrea să avem comunicare constructivă cu dumneavoastră în implementarea politicilor agricole în teritoriu. Pentru aceasta aș dori să aflu de la dumneavoastră care sunt problemele cu care se ciocnește nemijlocit agricultorul astăzi și care sunt sugestiile, doleanțele dumneavoastră pentru a soluționa acele probleme cu care ne ciocnim zi de zi. Pentru a trece în mijlocit la partea de întrebări și răspunsuri, aș dori să întreb cine din dumneavoastră primul dorește să adreseze întrebările care s-au acumulat. Vă rog! Da, vă rog! Eu pornesc microfonul. Bună ziua, bună dimineața. Mă numesc Gheorghe Mațcu, șef serviciu agricultură al Raionului Basarabeasca. Deci, noi vă mulțumim pentru această ședință, măcar că este așa online. Oricum, noi avem foarte multe doleanțe din partea producătorilor care se ciocnesc cu nenumărate probleme. Mă bucură faptul că a fost mărit fondul de subvenționare în agricultură. Deci asta este un stimul, asta este de dovadă de dezvoltarea agriculturii în continuare, care această ramură nu vom pierde. Aș vrea să vă spun, deci am activat și eu în domeniul agenției de intervenții foarte mult timp. Deci și la care am înaintat pe parcursul perioadei de activitatea mea foarte multe propuneri. Foarte multe propuneri care au fost aduse chiar și din afară ca să fie, să spun așa, să fie utile și să fie benefice producătorului agricol din țara noastră. Aș vrea să, da, la această sugestie, la această temă, noi ne ciocnim foarte mult producătorii agricoli sub măsura 1.7, deci stimularea creditelor în agricultură. Deci, după cum cunoașteți, această submăsură este subvenționată, este plafonul de 100.000 de lei. Aș vrea să înaintez o propunere către dumneavoastră pe viitor, ca să fie, să fie înlăturat plafonul. Eu cred că dacă un producător agricol a făcut investiții în domeniu, în tehnică, în infrastructură, depozite, una alta și a accesat niște credite,
ca să-i permitem să, cum este creditele astea investiționale, până la 150.000 de lei să fie accesate, să fie accesibile pentru, deci pentru să le, să-i stimulăm iarăși. Ce e bun și așa să spun, înființarea plantațiilor, defrișarea, deci crearea firmelor zootehnice, crearea locurilor de muncă la sat, una alta, că dispar muncitorii, dispar oamenii, pleacă, producătorii agricoli n-au ce să-i stimuleze, așa să spun, n-au ce să-i plătească. E foarte dificil. Da, s-au adus. Vă mulțumesc că am înțeles. Deci vreau să menționez că acum suntem în proces de elaborare a noii strategii pentru dezvoltarea sectorului agricol pentru anul 2022-2027 și neapărat facem un șir de amendamente. Aceste măsuri vor fi incluse. În viitorul apropiat vom consulta cu dumneavoastră împreună noul regulament pentru subvenționare, unde vor fi neapărat revizuite măsurile. Și vreau să menționez că, de asemenea, pentru anul viitor, subvențiile vor fi alocate în limita bugetului alocat. Deci, preliminar pentru anul viitor sunt planificate 1.535.000.000 de lei pentru subvenționare. Și în limitele acestui buget vom planifica și măsurile pentru subvenționare. Cred că propunerea dumneavoastră pentru a majora plafonul de la 100 la 150.000 pentru creditele în agricultură este una bună și aparat că noi ne-am dorit ca acest plafon să fie majorate, dar probabil sunt sigur că și dumneavoastră înțelegeți că ele sunt stabilite în limita finanțării disponibile. Vă mulțumesc, domnul ministru. Mai am încă o propunere, dacă puteți o acceptați. Deci, odată ce se elaborează un nou regulament pentru anii viitori, aș vrea să propun, vin cu așa ca o propunere, sub măsurile care nu se comasează, care nu, banii nu se folosesc, poate așa deodată, prin, așa spun, printr-un ordin de guvern, îi trecem la alte submăsuri care unde nu se ajung bani, ca să nu fie. Bineînțeles, neapărat pentru anul viitor, nu numai că preliminar bugetul va fi repartizat pentru fiecare măsură prioritară în parte, dar și vom stabili termenul în care la unele măsuri nu sunt solicitări, deci sumele nu sunt valorificate, atunci vor fi transferate pentru măsurile care se bucură de o cerere mai mare. Mai mare. Vă mulțumesc foarte mult. Neapărat. Da, vă mulțumesc, domnul ministru. Da. Deci pot să vă spun, deci direcția funcționează în regim normal, deci conlucrăm cu colegii de la minister, conlucrăm cu producătorii agricoli, deci sunt satisfăcuți și asta e situația. Noi am vrea să auzim și la dumneavoastră ce ar trebui să facă ministerul ca să stabilim o conlucrare mai eficientă. Eu cred că în viitorul apropiat, echipa ministerului va veni și cu unele propuneri pentru a eficientiza dialogul și conlucrarea cu direcțiile agricole raionale. Da, vă mulțumesc. Eu, dacă pot să permit altor colegi, eu mă creez un dialog așa și după care eu revin în 5-10 minute și discutăm care sunt propunerile direcțiilor din partea mea a unei direcții agricole, cum am putea noi să conlucrăm mult mai eficient cu ministerul, să chiar zi de zi cum în afară fac, cum ne-am trecut și studiile în afară și am văzut foarte mult, am foarte multe idei interesante care vom putea, știți cum, să le aducem la producător, la omul care muncește în câmp și să-l aducem la asta, că să fie, știți cum, foarte mulțumit, foarte eficient conlucrarea asta a noastră. Eu vă mulțumesc, eu revin în 5-10 minute. Vă mulțumesc, da. Vă mulțumesc, domnul ministru. Domnul Nicolae Tomșan. Da, vă mulțumesc.
Domnul ministru, bună dimineața, stimați colegi, vă salut. Mă numesc Nicolae Tom, sunt șeful Direcției Agricultură Leova. Ca și colegul meu am activat la IPA, dar am niște întrebări mai așa mai ghiocheați către dumnealor, deci în afară de bune lege nu cunosc nimic, adică să uit că calul și ala înainte. De o săptămână jumătate vreau să hotărăsc o problemă cu un binișar care importat ovine din Spania și nici de cum am bătut și la multe ușuri la dumneavoastră, la colegi care nu pot să mă ajute, pe dumneavoastră chiar n-am putut să vă găsesc și nimeni nu vrea să vă dă telefonul, nu știu, ce e secret. De aceea cerem audiență la dumneavoastră, cerem audiență la dumneavoastră împreună cu binișarul, deoarece s-au alocat foarte multe sume și cu părere de rău... Vreau să întreb, ați expediat, am scris ceva? V-am spus o scrisoare așa frumoasă, eu, dar nu știu, cred că n-ați știut încă. A doua, și ține de regulamentul de subvenționare pe anul viitor. S-au avut diferite zvonuri că nu o să mai fie o măsură, că nu o să fie subvențiile în avans, start-up-urile nu o să fie. Deci am vrut să cât mai vedem proiectul și ala. Ați amusat. Deci eu un fake. Vor fi și subvențiile în avans, bineînțeles. Toate măsurile care sunt pentru dezvoltarea sectorului agricol, care sunt benefici pentru a motiva și a stimula tinerii să inițieze o afacere, toate vor fi susținute și nu numai că vor fi susținute, dar cum și am menționat anterior, deci fondul de subvenționare a fost majorat până la 1.535.000.000, așa cum a fost aprobat și pentru anul 2021 în premieră, la fel și pentru anul 2022, deși eu sunt convins că această sumă nu este suficientă, dar iarăși zic, în limitele disponibile, oricum noi vom purta discuții cu Ministerul Finanțelor, cu doamna prim-ministru, pentru a identifica posibilități și surse pentru majorarea în continuare a acestui fond de subvenționare. Și deoarece merge vorba de strategia de dezvoltare, noi deja în raion am stabilit-o, a fost întărită, primită. Am dorit ca o prioritate, cred că n-ați ca și pentru Republică, să fie dezvoltarea structurii de infrastructurii de păstrare și prelucrare. Noi avem mașini și câte 24-30 de ori în rând pentru a livra la un elevator 10 tone de porumb acolo și de grâu. Deci structura este foarte slab dezvoltată, am înaintat și la gestiunea dezvoltare regională sud, un proiect acolo cu un centru agroindustrial model Polonia. Dar, cu părere de rău, n-am acolo două puncte și nu s-a primit. Am rugat și în această privință să ne susțineți cumva. E o temă foarte importantă și care o vom susține neapărat, crearea unui centru agroalimentar modern sau câteva centre agroalimentare moderne este o prioritate, deoarece aceasta ține, în primul rând, asigurarea infrastructurii post-recoltare, condiționarea, colectarea și condiționarea producției, ca ea să corespundă cerințelor consumatorului, fiind livrată atât pe piețele locale cât și la export. Deci, dați stabilim pentru săptămâna viitoare o întâlnire și acest proiect care dumneavoastră l-ați depus la Agenția Regională Crearea Centrului Agroalimentar, am putea să-l discutăm în cadrul acestei întâlniri. Oricum, noi pentru săptămâna viitoare planificăm o întâlnire mai largă cu reprezentanții sectorului, anume pentru a discuta acest subiect, fiind unul prioritar pe agenda Ministerului. Mulțumesc, domnul ministru. O să vin împreună cu beneficiarul, cu persoana care a procurat materialul seminal din... Da, și atunci noi invităm și reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenții și o să discutăm direct care este soluția în cazul dumneavoastră. Mulțumesc. O zi bună. O zi bună. Vă mulțumesc și eu. Da, mai are cineva comentarii? Da, domn ministru. Domnul Sârbu? Dacă vreți, o scuiu.
Conectați microfonul la domnul Sârb, nu-l conectat. Domnul ministru, Șoldănește. Bună dimineața. Bună dimineața. Spune Andrei Muțuschi, șef Direcției Agricultură și Alimentația Raionul Șoldănești. În primul rând, vă mulțumesc de întâlnirea de astăzi, e benefică. Mulțumesc colaboratorii dumneavoastră, avem o relație strânsă, constructivă, receptivi sunt persoanele din Ministerul Agriculturii. În deosebi, ținem relații bune cu domnul Șarban Vasile și direcția care o conduce, dar chiar și cu alte structuri. Eu am câteva întrebări, mai bine zis, propuneri la dumneavoastră. În raion suntem adeseori afectați de calamități naturale și deosebi grindele și cu ploi abundente. De aceea a fost o comisie de la serviciu de stat antigrindină, unde întrebarea respectivă a fost analizată și s-a decis că să instalăm în patru puncte, în patru localități, patru instalații de antigrindină, de rază mică și mijlocie. Parcă tot s-a hotărât, parcă tot s-a rezolvat cu domnul Garaba, cu domnii de la Stingeriei și Soroca. S-au procurat și utilajele, dar a ajuns la aceea că n-a fost finanțare la plata muncii a angajaților la aceste patru puncte. Deci, vă rog, întrebarea respectivă, dacă este posibil să o soluționăm, fiindcă am fost afectați în anul acesta, în primăvară, mai, iunie și în iulie, de grindină și ploaie abundentă. În localitățile Cotijeni Mari, Poharna, care pierderile s-au estimat la milioane de lei și sper că centrele acestea, punctele acestea antigrindină, patru la număr, care se mai adaugă la unul care îl avem la Poharna, ar acoperi toată raza raionului de 55.000 de hectare, terenurile agricole, sectorul locativ și așa mai departe. Vă mulțumesc că cunoaștem întrebarea, deci săptămâna aceasta o să avem o ședință la acest subiect și sper că în urma, o ședință la doamna prim-ministru, sper că în urma acestei ședințe să clarificăm care sunt acțiunile de mai departe pentru a soluționa această întrebare. Adițional, cu sistemele antigrindine, aș vrea să menționez că o să încurajăm agricultorii ca să practice asigurarea în agricultură, inclusiv și asigurarea contra afectării de către ploile cu grindină. Domnul ministru, și încă o întrebare care tot a fost analizată, chiar îndepărtat și la fața locului, ce ține de irigare, fosta irigare capitală din zona, din râul Nistru, zona Alcedar. Iată acolo, noi am avea posibilitate undeva în jur de 6.500-7.000 hectare să instalăm sisteme de irigare de rază mică, de rază capelare și aspersiune. Iată, din cauza niște neclarități cu stația de la Rasva, care e pe teritoriul raionului Rezina, și asigur uzina metalurgică din Râmniță, iată, aici ne-a stopat, nu știe totuși cu stația respectivă. Toate că agenții economici din zona Alcedarului, doi agenți economici, au comunicat cu conducerea de la uzina metalurgică din Râmnița și au făcut presă, cum zice, au intrat în țavă, folosesc de apă, dar s-au unit în țava respectivă. Deci ar trebui cumva să facem la o scară mai largă, unde am avea o acoperire mult mai vastă, mult mai mare și strict necesară pentru producătorii noștri agricoli. Că doar țava respectivă e este. E trece pe teritoriul localităților respective. Numai să avem posibilitatea să construim bazine de acumulare cu membrană,
și să luăm apă respectiv cât avem necesar. Absolut de acord. Reabilitarea pentru reabilitarea sistemelor de irigare și nu numai, dar pentru sectorul de irigare, deci a fost elaborată strategia care vreau să menționez că în contextul schimbărilor climatice, în contextul secetelor care ne-au afectat de dur în ultimii ani, este foarte important ca să identificăm resursele financiare necesare, atât de la partenerii de dezvoltare, cât și de la sectorul privat local, pentru a reabilita aceste sisteme de irigare. Și deja am inițiat discuțiile, sunt finanțatori, parteneri de dezvoltare internațional care sunt gata să începem dialogul pentru inițierea finanțării reabilitării sistemelor de irigare. Vreau să spun că este necesară o sumă destul de mare și va necesa eforturi semnificative, dar dacă dorim să avem un sector care să asigure productivitate planificată, deci neapărat trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumesc. Și mai am încă o întrebare. Eu am observat că dumneavoastră s-a ridicat Ministerul la casă de guvern și față de Parlament restuirea pagubilor din vara, primăvară și vara anului curent. Eu vorbesc de aceste două localități, Povarna și Cotijărima. Documentele sunt prezentate. Eu am observat că au fost respinse, nu mi-e seama că sursele financiare cam scunde, dar până când a fost respinse. Eu aș zice măcar că parțial, cât de cât, de făcut așa posibilitate. Și totodată, la compartimentul dat, eu aș propune, am vorbit și cu domnul Șarban, domnul Vasile, secretar de stat a Ministerului, de inclus în sistemul de subvenționare, eu știu, un fond de asigurare obligatorii, cum noi avem fiecare transportul nostru și suntem obligați să ne-l asigurăm, așa ar trebui să punem, iată, chestia aceasta pe o scară, dar ce știți să fiți? Nu-i dat la companie, dar să fie controlat din partea, știu eu, statului, din partea ministerului. Că agenții economici se refuză de a face asigurări, fiindcă când ajunge chestia de a reștii, asigurările companiile. Apoi începe a îndoie toate fel de motive și de astea. Atâta, să nu ne suim cu tractoarele pe scările la Parlament, să arăm în fața, știu eu, catedralii. Dar să formăm fondul acesta și când este necesar, să-l folosim acolo cine are nevoie și să-l scoatem din impas care s-a creat. De acord. Anume din aceste considerente, și vom pune accentul pe asigurarea culturilor agricole. Recent au fost făcute amendamente la hotărârea de guvern 455 și a fost publicată lista culturilor și bunurilor asigurate. Deci este important ca companiile de asigurări să fie și ele oneste și sper că în viitorul apropiat vor apărea și noi companii care vor presta aceste servicii, asigurând o concurență și deci fiind onești cu persoanele asigurate și cu efectuând plățile în caz de apariția calamităților. Și atunci vor dispărea aceste necesități, fiind asigurate în întregime culturile agricole, vor dispărea aceste necesități de fiecare dată ca să implice guvernul în evaluarea pagurilor și aprobarea sumelor pentru despăgubire. Și încă ultima întrebare, vreau să spun, că noi cel mare au zis că pământul nu este a nostru, nu este a vostru, dar este a urmașilor noștri. De ce eu aș propune, când suntem de subvenționare de inclus, cum este în hotărârea de guvern 198 arenda în agricultură, arendatorul predă arendașul preia terenul. Adică el l-a luat balul de 70, înseamnă că trebuie 5 ani de zile, cum în adăpțați publici locale acum să încheie contractele, așa să-l dă înapoi.
De ce e obligatoriu la 5 ani de zile de făcut o analiză a solului respectiv și de păstrăm acest frământ, acest sol, că mai mare bogăție în Moldova nu e. De acord, aici vreau să spun chiar mai mult. Deja am discutat, vom iniția programe care vor conduce la îmbunătățirea fertilității solului și anume din acest considerent vreau să menționez că o prioritate aparte este dezvoltarea sectorului zootehnic. Odată cu dezvoltarea sectorului zootehnic, nemijlocit, se va petrece o schimbare inclusiv și în asolamentul culturilor, deoarece vor fi incluse și culturile furajere, care pentru o bună perioadă de timp nu au mai fost practicate de către agricultori, care și ele au un rol în îmbunătățirea structurii solului și în afară de aceasta și alte, și alte pârghii stimulatorii care se duc la îmbunătățirea fertilității solului. Vă mulțumesc. Și ultima întrebare și gata, eu termin. Merge vorba de, la noi se produce producția agricole întregime pe țară și la noi în raion, haotic. Eu vorbesc la drept sens al cuvântului. Merge floarea soarelui, înseamnă să mănânc floarea soarelui. Merge varză, merge să mănânc, să vin varză și tot așa mai departe. Adică ar trebui de făcut un calcul, eu vorbesc la nivel de țară, la nivel de stat, că consumul intern brut e atât de nevoie. Și iată chestia aceasta trebuie planificată într-așa mod, chiar dat pe raioane, eu nu zic un plan oarecare, chiar strict de a îndeplini, dar cu condiția că agentul economic, măcar 50% din producție, să fie garantat că va putea o realiza și nu va fi mușamate fel de schițe, scheme, intermediari și așa mai departe. Adică statul, produsele strict necesare societății să fie coordonate, să fie ținute la control din partea statului. Pentru că vrem, nu vrem, dar azi a ajuns uleiul 35-40 de lei litru, pâine, iată, scurchește, ce scurchește, fructele, legumele și așa mai departe, zahărul. Iată, chestiile astea ar trebui cumva făcut o planificare pe țară. Și chiar din planificarea respectivă pe țară, la suprafețele care noi le avem în raion și undeva de pe 30.000 de hectare, ai băieți, că voi asta, știți că voi garantat le produceți și garantat le luăm și ați fi la prețuri convenabile și satisfăcătoare pentru voi și să aveți și profit și să aveți posibilitatea de a vă dezvolta mai departe. Mulțumesc, o planificare despre care vorbiți dumneavoastră nu cred că este posibilă, deoarece consumatorul dorește ca să ia decizia de sănătător ce o să consume. Dar dumneavoastră ați dat o idee foarte bună și eu cred că o să plasăm pe pagina electronica ministerului care este consumul intern la diverse produse ca să cunoaștem, da, cât grâu consumăm, cât porumb, cât mere, struguri, carne, lapte și așa mai departe. Este important, aceste calcule sunt disponibile. Vom avea o perestroică separată care va aduce la cunoștință această informație, dar eu cred că menționarea dumneavoastră este foarte important pentru aceea ca să asigurăm în bună parte produsele care sunt produse local să fie consumate în mare măsură și să nu fie transportat laptele de la Joldănești la Chișinău, ca ulterior la Chișinău să fie îmbuteliat și transportat înapoi. Deci, în acest context vom stimula investițiile în procesare și vom stimula asocierea producătorilor, anume să se asocieze pe principiile pentru procesare, pentru stocare, pentru depozitare. Deci este o practică comună în toată lumea și să asigurăm și lanțul scurt al produselor, deci ce fiecare regiune poate să asigure de sine stătător ca în mare parte să fie consumat local și surplusul deja să fie exportat. Moldova este o țară agricolă și accentul trebuie să fie pus pe export, de aceea este important, ca spunem, accent pentru îmbunătățirea calității produselor care ține atât furnizarea produselor cu piața locală cât și la export. Neapărat, concentrăm eforturile în direcția dată. Vă mulțumesc mult de că m-ați ascultat și am dorit
în final spun că întâlniri de șase să avem mai des. Cu plăcere, neapărat. Asta și-a fost ideea, deci este o primă întâlnire, o primă ședință. Sper pe viitor să eliminăm acele impedimente sau în organizarea inclusiv și tehnică și să fie cât mai productive și constructive. Dar mai avem o întrebare de la președintele Raionului din Taraclia, domnul Păslari. Este prezent? Dacă puteți să o adresați direct. Добрый день. Добрый. Добрый день, господин министр. Добрый день, все участники. У нас, меня зовут Геннадий, я главный специалист отдела сельского хозяйства. У нас немножко думал, послаер не мог присутствовать по семейным обстоятельствам. Мы к вам обращались уже неоднократно. Расскажу немножко ситуацию у нас в районе. У нас уже около 4 месяцев не выпадают достаточного количества осадков. Все территории были засеяны, все площади озимыми культурами, но всходов по сегодняшний день еще не имеются, никаких. То есть это плачевная ситуация. Дождя не предвидится по прогнозам, и аграрии уже начинают бить в набат, потому что были произведены все работы, которые требовались, но из-за отсутствия осадков у нас приводит к этой ситуации. Это первое, как бы, общая ситуация в районе. Второе, мы обращались к вам по многочисленным просьбам аграриев представить к нам, закрепить штатного работника АИП, представителей АИП. Это связано с тем, что до Кагула некоторым аграриям, находясь в другой части района, добираться приходится свыше 100 километров. Это очень неудобно и приводит к определенным затратам. И временным, и финансовым, тем более для подачи какой-либо заявки на субсидирование требуется несколько поездок. Согласен с вами. Начну со вторым вопросом, обязательно этот вопрос рассмотрим и найдем возможность, чтобы представитель АИП был непосредственно у вас там в Тараклии. Это поможет и, как вы и сказали, более эффективно организовывать работу. К сожалению, что касается осадков, такая же ситуация, почти такая же ситуация на всей территории. К сожалению, последние 3, вы сказали, 4 месяца, в других районах где-то 2-3 месяца не было осадков. И из тех 350 тысяч гектаров озимых, которые обычно сеяли, на сегодняшний день не выпадает только 50%. Вот вы сказали, что вы посеяли полностью всю запланированную площадь. К сожалению, сельскохозяйственный сектор, который непосредственно находится под влиянием климата, да, и как раньше коллега из Шалданешти говорил, что необходимо предпринять и то, что министерство и собирается делать, и особое внимание будем реабилитацию ирригационных систем, которые хотя бы обеспечивали минимум, если в 90-е годы где-то 300 тысяч гектаров были обеспечены инфраструктурой для орошения, то мы тоже ставим цель до 2030 года, чтобы достичь этих площадей. Конечно, это можно достичь при совместных усилиях и при привлечении
серьезных инвестиций в этой области. Да, это требует именно спасибо. И еще один момент я хотел бы отметить. Конкретную дату у нас последние осадки выпали 22 июня. То есть это уже порядочное время прошло. А другая основная проблема, то есть у нас с ней тоже уже не раз обращаемся в министерство, это у нас градобойные установки покрывают лишь 25% территории района. У нас всего лишь одна градобойная установка. Мы, пожалуйста, найдите возможность. Если есть нам помочь в этом вопросе, еще хотя бы три градовые установки у нас покроют весь район. То есть мы защитим себя от рисков градобития и тем самым поможем всем. На этой неделе, как я говорил, будет заседание, именно обсудим этот вопрос не только по Шолдонежтам, но и по всей территории Молдавии, где нужно устанавливать дополнительные установки и снабдить необходимым, будет принято решение. Что касается осадков, ирригационная система не решат все вопросы, связанные с осадками, поэтому нужно посмотреть, как адаптировать, какие культуры возделывать, которые наиболее устойчивы к засухе, и тут какие технологии нужно использовать, какие технологии помогают задерживать влагу в почве. То есть нужно иметь комплексный подход к решению этих вопросов, потому что ресурсы воды тоже ограничены, и обеспечить орошением всю площадь просто будет невозможно. Поэтому нужно практически исходить из этого отхода. Да, Мултсменск, Дому Сырбу. Ну, Зяудя. Пробабил с чуваку микрофону Ладунастра. Ну и Инки с микрофону Ладунастра. Окей. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu sunt Ion Bărsanović, președintele Romului Sângere. Bună, domn Ion. Vă zic că nu știm dacă o să practicați ca și înainte, cum vineau miniștri prin sector. Asta prin raioane nu este treaba mea, dar treaba mea e altceva, că la inițiativa de agenți economici în agricultură ar vrea să se întâlnească la începutul anului 22 cu domnul ministru. De aceea, cumva, lăsați o ferestruică deschisă ca noi, când vă zic, se vor coace premizele, să vă invităm. Domnul Ion, neapărat. Am ieșit în teritoriu în mai multe raioane, deci Dondușeni, Ghedineț, Ștefan Vod. Deci neapărat, și eu cred că este foarte util ca să mergem să ne întâlnim în direct cu agricultorii, ca să cunoaștem din prima sursă care sunt problemele cu care se ciocnesc dumnealor. Așa că cu plăcere, când dumneavoastră sugerați, o să rugăm din timp să ne comunicați și planificăm neapărat. A doua întrebare, vreau zic, e legată tot cu calamității anului 21. Vreau zic, la Slăuzec, teren din primăria Borsuceni, la un agent economic, vreau zic, din 166 de hectare, au fost absolut de porumb și de floare soarelor, le-au arat după asta, după ploile astea. Și iată, ne dăm întrebarea, să tragă el nedejde la ceva. Noi înțelegem mai mult decât eu vorbesc, dar totuși nu pot să nu mă consult cu dumneavoastră, că altă, el mă sună pe mine peste o zi, dar eu, ca să-i dau răspuns, pot numai dacă dumneavoastră îmi dați răspuns. Da, nici eu nu pot să vă dau direct răspunsul, ci pot să spun că o să mai discutăm cu colegii și vedem cu ce răspuns putem să venim. Deci dacă a fost o sugestie, poate acoperirea parțială a pagubilor, suprafața afectată este destul de mare, suma care a fost calculată la fel este destul de mare și
Deci ar trebui să venim cu un răspuns, cu o soluție pentru a acoperi proporțional, dacă se acceptă, deci parțial o acoperire, cu soluții pentru toți. Domnul ministru, eu de ce spun? Atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu telefonez la noștri, la aici, la Pepin, la noi, la Sângerei, este stat antigrindină, și întreb, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Apoi noi ne-am adresat la Orhii, ne-am mai dat câteva rachete, dar s-a terminat și noi n-am putut să apărăm. Vedeți, dacă știți, eu încerc închis. Am fi aparat, dar nu am înțeles. Am înțeles. Financiară de la ministerul, nu știu de unde, dar asta cred că dumneavoastră lucrul ăsta îl cunoaște și aș vrea nu mult să vă rețin atenția la lucrul ăsta. Ați răspuns și eu cred că ați răspuns din suflet. Și mai am o întrebare, vreau zic, ce se face cu, este legea asta sau nu este legea, ca magazinele, supermarketul este să aibă producția autohtonă 50%. Iată, noi organizăm de acum a 5-a sâmbătă și duminică la rând, iar mă rog, în Sângerei și vin producătorii de mere care vând cu 3,50 lei kilogramul. Când alături am magazin, nu vreau să numesc magazinul, vreau zic că sunt 12-15 lei. Dacă, încerc scuze. La Chișinău sunt mai ieftine, cu 10 lei în supermarket. Nu vedeți? Vreau zic că dacă producătorul nostru poate da cu 3 lei și 50, și nu că poate, dar vă spun că îi vând undeva vreo 10 tone pe zi, deși în grădinițele este măcar să nu se ducă cu 9, cu 8, să se ducă cu 4, în magazinile este, deși să nu fie, vreau zic, producția asta mai ieftină, dar să iei cumpărătorul cu 12-15 lei kilogram de mere. Pentru că cred că cei ce vă spun nu-i noutate, anul ăsta cu exportul merilor și ați, cred că știți și a prunelor au fost o problemă. Noi o să susținem organizarea târgurilor, expozițiilor ca pe larg, scriem toate posibilitățile pentru comercializarea cât mai largă a produselor autohtone și să zic, o să venim și cu un plan național de promovare a produsului autohton. Dialogul cu rețelele mari de supermarkete l-am inițiat și vreau să zic că avem o înțelegere din partea dumnealor și după cum am menționat, deci, de exemplu, la Kaufland merele sunt mai ieftine decât la Sângerei și sunt mere locale, da? Se vând cu 10 lei, ceea ce am văzut personal săptămâna trecută. Da? Și furnizorii de mere sunt din diferite raioane. Ce vreau să zic? Merele de calitate se vând la un preț foarte bun și merg foarte bine la export și pe piața locală. Și agricultorii care produc aceste produc soiurile care sunt solicitate pe piață, calitatea dată. Deci probleme cu piața de desfacere nu sunt. Da? Deci niciocnim cu probleme la comercializare, anume cu acele soiuri care nu prea sunt solicitate pe piața internațională, nici pe piața locală, cu producția care nu corespunde cerințelor de calitate. Și în contextul acesta rămâne ca să lucrăm mai mult cu agricultorii, cu producătorii, ca anume să dească acele soiuri care corespund cerințelor consumatorilor, să producă acea calitate care consumatorul și-o dorește. În acest context o să lansăm programe, proiecte de lucru cu agricultorii ca să asigure această calitate a produsului. Pentru că noi toți când mergem la piață sau în supermarket, da? Deci vrem să cumpărăm un produs cât mai calitativ la un preț cât mai rezonabil. Și ca să asigurăm acele 50% de produse autohton pe raft, deci rămâne ca să îmbunătățim calitatea și diversitatea produselor. Dar eu vreau să zic că acele produse care noi le producem în cantități suficiente și la calitate solicitată de consumator, ele sunt pe rafturile supermarketelor în proporții și de 100%. Da, și ultima întrebare. Adică vă mulțumesc, dar ne apropiem acum de sfârșit. Vă rog, grijor. Poate nu este întrebare, dar este o propunere. Sâmbătă și duminică la Cimișlie au avut loc, iar mă rog, este expoziție cu caprinile și ovinile. Domnul Vasile Bolea, a fost reprezentant al ministerului
Și domnul Prisacaru spune, zice, noi de-am avea atâta carne de ovine și caprini cât este, cât cer piața țările arabe, vreți zic, musulmane. Și iată noi, deși ramura asta să nu merge carnea de porc, dar poate nici nu trebuie, că nu e așa de sănătoasă, deși noi să nu producem atâta ca să exportăm. Ca domnul Ion, am înțeles anume din acest considerent, acum o să venim cu un program de dezvoltare sectorului zootehnic. De asemenea, acest sector se va bucura și de subvenționare, inclusiv și pe cap de animal, plus vom asigura și finanțarea din credite la o dobândă preferențială. Deci, în complex, să asigurăm dezvoltarea sectorului. Mulțumim, să vă ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc, domnul Sârbu! Poate măcar acum s-a auzit. S-a auzit deja. Am schimbat calculatorul. Domnule ministru, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest dialog. Pentru noi, cei din direcțiile agricole, este foarte, foarte important că în sfârșit a apărut o legătură între direcțiile agricole și Ministerul Agriculturii. Și succint vă spune la toate câteva doleanțe care le avem noi de la Direcția Agricultură Hâncești. În ceea ce privește regulamentul de subvenționare, noi cei de la Direcția Agricolă suntem de acord ca să înaintăm, că dumneavoastră să le cunoașteți, dumneavoastră anume înscris. Deoarece acum și timp este puțin, le formulăm și le formulăm poate nici nu așa cum trebuiește și noi să le expediem dumneavoastră înscris. Am o dorință. E mult mai practic și mult mai eficient. Vă mulțumesc. Am o dorință. Vreau zic că noi, acei de la Direcția Agricolă, am contribuit foarte mult ca să fie în raiorul Hâncești, să fie agenția de intervenție și preț. Eu cer la o conlucrare mai bună, anume Direcția Agricolă cu agenția de intervenție și preț. Deoarece ne părim cu așa situație. Este plasat și site-ul agenției de intervenție și preț informația, dar nu este cum aceea care o vrem noi. Noi nu vrem să informația este confidențială, noi nu vrem să ducem în altă parte informația asta, dar este foarte important și pentru noi și pentru Ministerul Agriculturii că să știm în raion câte dosare sunt procesate, suma solicitată, suma care s-a primit de către agenții economici. Aia este cifra, altceva nu ne trebuie și noi credem că nu sunt confidențiale, că le auzim și din... Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, aceasta nu e informație confidențială, noi o să discutăm neapărat și eu cred că o să aveți acces la această informație. Altă întrebare, vreau noi în raioane noi avem toți elaborate strategiile de dezvoltare, și anume sectorul agrar. Poate ele nu sunt cele mai performante, dar noi la Hâncești o avem și avem până în anul 2027. Noi am putea tot, adică la o indicație a dumneavoastră, chiar transmite cuiva aceste strategii ca să se vadă și la Ministerul Agriculturii care sunt problemele, fiecare raion are specificul lui, care sunt problemele anume, de exemplu, într-un raion dat și ce facem noi aceia de la Direcția Agricolă ca cât de cât să ameliorăm situația în agricultură și că aceste strategii să nu fie scrise numai pe hârtie, dar ele să fie, ca să lucreze realitatea și ca întrebările să fie rezolvate. Domnul Sârbu, vă mulțumesc că neapărat aceasta este și intenția noastră. Domnul ministru, eu am și iertare, nu mă încă una. Vreau să noi, Consiliul Raional Hâncești a contribuit la ceea că s-au construit stații de astea de antigrindene. Le avem construite, avem terenul, avem echipajul, avem echipamentul. Nu avem echipajele astea, ele nu sunt incluse în buget, trei echipe de acestea. Rugăm că ele tot fie incluse, deoarece este un lucru foarte, foarte important. Și la urmă numai atâta spun, că noi suntem aceia, eu nu sunt potrivă ca să lucrăm cu organizațiile obștiești oriceva. Da, trebuie de lucrat și cu dâns, dar Direcția Agriculturii, anume sunt aceia care promovează politici în Ministerul Agriculturii și o să fie mult mai ușor de lucrat și pentru dumneavoastră și pentru noi. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc. O să vă rog strategia care o aveți, dezvoltarea sectorului agricol în Hâncești, să o trimiteți domnului Șarban. Neapărat o să luăm în considerație tot ce este relevant ca să fie transpus și pentru alte raioane. Vreau să zic că o strategie de dezvoltare a sectorului anume trebuie să se bazeze
neapărat și nemijlocit, practic, pe particularitățile sectorului și pe cerințele sectorului. Deci ei, propunerile trebuie să vină de jos în sus și vreau să zic că până a fi aprobată această strategie, neapărat o să fie consultată cu reprezentanții sectorului cât mai larg, prin intermediul asociațiilor de profil. Da, vă mulțumim. Da. O întrebare? Da, doamna Tamara, mi-a dat o întrebare și ne apropiem de finele orei date. Cine-i domnul? Criuleni. Da, la Criuleni. Domnul ministru, stimați colegi. Da, domnul Știu, vă rog. Domnul ministru, stimați colegi, vă zic bună ziua tuturora. Deci voi da câteva întrebări fulger ca să nu vă răpesc din timpul dumneavoastră prețios. În primul rând, solicitarea procesatorilor ce își privește echilibrarea TVA-ului la producere și la procesare. Deci decalajul respectiv se răsfrânge negativ. Dumneavoastră foarte bine știți problema, că ați fost la noi. A doua problemă este, într-adevăr, aprovizionarea cu gaz natural a scutărilor care au fost procurate de către producătorii agricoli în urma, deoarece recoltarea e mai târzie, umiditatea este foarte mare. Dacă se prevede cumva de compensarea gazelor naturale pentru care vor fi folosite la uscarea cerealelor pentru armonizarea într-o măsură oricare a prețurilor care se răsfrânge asupra prețurilor mijlocit la cereale corespunzătoare. Doi, în ce își privește aprovizionarea cu apă la irigare, am aflat prin rețelele de socializare cu mare îngrijorare că Ucraina, țara vecină, deci lărgie și albe considerabil pentru a porni încă un generator la și asigurarea energiei electrice, deci a Ucrainei, ci ne gândim că se răsfrânge negativ asupra debitului de apă în râul Nistru. Ce ne face careva dificultăți enorme la aprovizionarea cu apă în anul viitor, deoarece primizile sunt posibil să fie un an secetos. În ceea ce privește agenția de intervenție și presă, dacă este prevăzut într-o măsură oricare ca să armonizăm ca 50% care se folosește energie electrică se compensează la irigare, să fie pe viitor să o ducem până la 100%, dacă se prevede în strategia de dezvoltare a ministerului. Și cu siguranță toate problemele respective, ele cred că e posibil de soluționat, deoarece cum am aflat și prețul la gaz naturale vor fi destul de exagerate, deci și alte posibilități, vă rog frumos, dacă este posibil, cumva de soluționat, de luat în vedere, deci problemele corespunzătoare. Vă mulțumesc. Domnul Vitale, sunt absolut de acord. Toate aceste probleme sunt posibil de a fi soluționate cu o condiție, că sunt disponibile resursele financiare necesare. Și atunci soluționăm foarte rapid și foarte ușor. Chiar în insuficiența resurselor financiare, eu cred că o bună parte din aceste întrebări care dumneavoastră le-ați menționat spate de rezolvat. Întrebarea cu TVA-ul o cunoaștem foarte bine. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, nu numai din partea agenților economici din Criuleni, dar și din agenților economici din alte raioane, procesatorilor de produs agricol din alte raioane au parvenit această cerere. Am discutat-o cu Ministerul Finanțelor. Rămâne ca să mai avem o întâlnire ca să fie luată o hotărâre în această privință. Astăzi încă nu pot spun dacă avem un rezultat. Dar cunoaștem și ministerul, deci este pentru aceea ca această diferență să fie omisă sau cel puțin să fie diminuată. Da, clar. Ce ține cu compensarea la uscarea producției agricole, deci guvernul va veni cu un răspuns preponderent, va fi luat în considerație compensarea pentru pădurile vulnerabile. Da? Deci un răspuns această întrebare încă nu este, deci, dar întrebarea este în proces de lucru, analiză și doamna prim-ministru va veni nemijlocit cu un răspuns la această întrebare. Ce ține de construcția pe Nistru a modulilor suplimentare sau deci după cum cunoașteți, deci Guvernul Republicii Moldova este împotriva
acestor construcții și sperăm că vom avea susținerea și a Uniunii Europene și conducerea Ucrainei nu va efectua aceste construcții care afectează negativ debitul de apă și partea ecologică a râului Nistru. Compensațiile la energia electrică utilizată pentru pomparea apei, pentru irigare, cred că este o inițiativă bună și nemijlocit noi această inițiativă pentru a stimula utilizarea irigării și promovarea utilizării apei pentru irigare în agricultură, noi o vom propune pentru a fi inclus în măsurile de subvenționare, dar iarăși decizia finală va fi reieșind din disponibilitatea bugetului și prioritatea măsurilor care vor fi aprobate pentru a fi subvenționate. Acum eu aș vrea să vă mulțumesc mult pentru această oră. Pentru mine este foarte util ca să avem un dialog constructiv, să cunosc care sunt problemele cu care dumneavoastră vă ciocniți. Sper să avem o conlucrare cât mai eficientă și deci astăzi a fost o primă întâlnire. Pe viitor, sper luna viitoare să continuăm acest dialog. Dacă apar întrebări mai urgente, atunci vă rog ca să ne contactați la direct și așteptăm de la dumneavoastră în scris acele propuneri, solicitări despre care am discutat. O săptămână cât mai reușită și o zi... Domnul bună ziua, după seară, dacă posibil, separat să discutăm situația pe terenurile după traseu. Da, noi n-am reușit să discutăm acest subiect. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Deci rămânem, deși eu deja altă ședință, dar câteva minute dați să discutăm cu dumneavoastră această întrebare. Noi separat împreună cu vicepreședintele să ne apropiem și câțiva agenți economici și discutăm întrebarea ca să nu reținem da, da. Domnul ministru, dar de unde poate lua numele telefoane, ca să ajungem și la dumneavoastră? 691 așa 2 Dar vreau să vă zic că nu o să reușesc să răspund întotdeauna pentru că sau e ședință la guvern, sau e ședință cu producătorii, sau e ședință cu colegii și ziua practicii. De ce e mai eficient va fi ca să contactați nemijlocit șeful cabinetului sau pe doamna Nadejda, care este responsabilă de asemenea pentru agenda. Numărul la șeful cabinetului. Numărul la șeful cabinetului, un moment. Când? Păi, te pui la cameră sau... Grăiesc ministrul domnului și ministrul agriculturii omului. Așa, 6... Informația și a șefului cabinetului și doamna Nadejda nemijlocit responsabil pentru agenda. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu! Ministru, dacă îți poate doar o mică rugăminte, Cantemiru, bună ziua, Larisa Vâlcu. Vă rugăm, ziua, doamna Larisa. Eu sunt solidară cu colegii mei care au abordat atâtea probleme, pentru că, într-adevăr, problemele sunt actuale. Avem rugămintea cea mai mare în privința AIPA Cahul. Vă rugăm din tot sufletul, pentru că acolo a rămas doar o singură persoană și agenții noștri economici mergeau de la ora 1 de noapte și prindeau rând, scriau pe listă. Vă rugăm foarte frumos să interveniți cu problema. Vă mulțumesc, neapărat. Neapărat noi cunoaștem situația, deci AIPA trebuie suplinită cu personal suplimentar ca să poată face față cerințelor eficient. Deci cunoaștem întrebarea, o să neapărat o să luăm în considerație acest lucru. Vă mulțumesc! Sănătate, o zi bună! Da, o zi bună, o oră e cam puțin, dar e bine că am identificat și acest timp ca să această oră.
Domnul ministru, noi vă mulțumim că ați dat curs, pentru că începutul este bun. Sperăm să fie scolă și continuitate. Că am mai avut cu alți miniștri începutul bun, dar sfârșitul nu prea s-a încununat cu succes. Vă mulțumim, sănătate și bună. Sperăm să avem și o dezvoltare bună și să ne bucurăm de rezultatele obținute împreună. Vă mulțumesc. Sănătate și bună.